Timp de 3 zile, Liga Națională de Handbal Masculin a programat meciurile etapei cu numărul 3. Aseară, în penultimul meci al etapei găzduit de sala polivalentă la Scărpană din municipiul Baia Mare, Clubul Sportiv Minaur a primit vizita formației Handbal Club Dunărea Călăraș, locul 8 în clasament. La finele timpului regulamentar de joc, echipa băimăreană, condusă de cuplul Stefan Plantin-Alexandru Sabou, s-a impus cu scorul de 29-25 la pauză 14-11. Cele mai multe goluri reușite de gazde au purtat semnătura interului stâng Alexandru Cepreghi, autor a 11 reușite. Centrul Iania Voivodici reușind 5 goluri. 3 goluri a reușit și extrema stângă de origine cehă Milan Cotrici, Tudor Botea, Călin Căbuț și Daniel Bera, punctând de câte 2 ori. Câte un gol au reușit și Andrei Buzle, Thomas Cip, respectiv Albert Cristescu. De partea cealaltă, Gabriel Dumitriu a punctat de 7 ori, Dragoș Hanțaru reușind la rândul său 4 goluri. Chiar a fost un meci bun pentru mine și pentru echipa noastră. Am început bine și toată săptămâna ne-am pregătit pentru meciul ăsta. Călăraș, o echipă care destul de periculoasă, dacă nu joci 100% și nu intri cu moral puternic. S-a văzut anul trecut, chiar am pierdut acasă cu Călărașul aici, în cup am câștigat, ne-a relaxat în meciul din campionat și am pierdut. În topul marcatorilor Ligii Naționale de Handbal Masculin, reșițeanul Claudiu de Diu ocupă prima poziție cu 29 de reușite, fiind urmat de băimăreanul Alexandru Cepreghi cu 27 de goluri marcate. După aceste prime 3 etape jucate, CS Minaur Baia Mare ocupă poziția a 5-a în clasament cu 7 puncte acumulate. Etapa viitoare, băimărenii vor evolua în deplasare pe terenul ocupantei locului 11, CSM Reșița, urmând alte 2 jocuri extrem de dificile acasă cu CSM Bacău și afară la Steaua. Bacău și Steaua au avut început de campionat bun. Bacău avem acasă și noi ne-am propus acest an acasă să nu pierdem niciun meci. Cum a fost tot vremuri, la Baia Mare nu se câștiga. Într-adevăr, acum deplasarea la Reșița e lungă, cu nou promovată. Am jucat cu ei în amicale. E o echipă mult jucători noi, care vor să demonstreze că merită să fie în prima ligă. Dacă nu vor juca bine și nu le vor concentra, putem să și pierdem.